eu o să trebuiesc să o duc la Milano. Și după ce o să mă întorc înapoi acasă. Unde? În Timișoara sau? Sincer, ar vrea să mă rămut în București. Să te muți aici? Da, pentru că și din punct de vedere de posibilități sunt mai multe. Da, mai multe, clar. Dar și la Timișoara, dacă ar fi să-mi găsesc un job stabil, nu vreau să-mi schimb jobul meu. Dar ce job ai? Eu sunt asistentă de medicament stomatologic. Au mai rămas puțin. Adică am învățat, am investit bani. Uite-te și... Uite-te că dacă nu o iau, eu rămas ultima. Sper și mie asta. Nu, că mai, mai este. Și? Mi-ar părea rău să... Uian, sunt ani de muncă și de scoală, știi? Și ți-ai găsit aici? Păi nu m-am căutat, sincer. Dar... Am o lucru aia. Nu, o să văd cum o fi, sincer. Mi-a fost dur de tine. A, la bine, Natalia. Bună, Natalia. Duce să se întâmpine căprioară. Frumoasa mea, mi-a fost foarte dur de tine. Conexiunea noastră e una specială, da? Te ador. Cu limba. Wow. Cum a fost? Umed. Mirosea ceapă? Ia uite cum coboară, ce tu știi? Cum coboară. Iubita mea. Noi ce-am brațe, Radu? Ce-am brațe ceapă? Hai, vină la mine. Ei, nu, că am rochiță. Păi lua, să fie bine, că dea scurs. Uite, ca și cum. Of, căprioara mea. Tu zici că ești moise la bătrână. Bă, deci am un scris al meu. Când te văd, ia de cine bune, mi se ridică părul pe mine. De ce? Simți conexiunea. E gelos. Mai fake, mai una altă, dar pune și el una pe fată. Și este mai, eu cred că e mai reală decât multe conexiuni de aici. Ca cine? Nu le spune, lasă să rămână tot între noi. Ești bine astăzi? Da. Dar din câte văd, foarte frumos. Îmi pare rău că vă spun așa, dar din câte văd în cuplul vostru, tu cumva ești mai aprins, ea cumva e mai rece. Parcă ea nu-ți răspunde cu aceeași. Uite cum mângâie pe mâini. Da, văd, man, dar se vede. Nu, doamne, că parcă își trage mâna acasă. Ia, nu mai vezi că vezi că Natalia mea întrei vomită în gând. Vomiți, Natalia? Nu, nu, ascultam, nebunesc. Are un buzunar gol. Ce este între noi? Știm, doamne. Dacă e ceva să-i spui, are un buzunar gol. Natalia, nu e vorba despre asta, dar dacă vei vrea vreodată să vomiți, să vomiți. Da. Nu știu. Toate subiectele care au fost în casă, toate momentele în care m-am certat și cu băieții, mi-am dat cu părerea și lumea nu m-a înțeles, nu m-a înțeles, poate m-am exagerat și eu cu anumite păreri sau ceva și s-au unit tot să-mi zică că nu e ok, că nu e ok, nu e ok în toate părțile. Eu eram deranjat de subiectul ăla de ieri cu Claudia. Nici nu trebuia să mă bag, dar vezi, uneori și azi pe conexiune îmi venea să nu mai zic, să-mi dau cu părerea despre nimic, pentru că știu că lumea oricum nu te înțelege, nu reacționează. Poate eu nu știu să-mi exprim destul de ok în anumite situații, când vreau să zic ceva, știi? Cum sunt și eu de azi. Și se ia totul gen ca și cum eu atac, că eu sunt așa, că eu manipulez, că eu fac așa, știi? Și mă deranjează chestia asta și de-aia am zis că eram nervos. Și după aia când ai venit tu, și fără să vreau, gen, nu eram la modul că vin așa și cu cea mai bună dispoziție, să te iau în brațe, să te pup, să te simt, știi? Și eram nervos pe toate situațiile, știi? Și de-aia poate n-am venit și am stat cum trebuia după gale, după ce am avut discuțiile alea, să stau lângă tine, să te pupăcesc, să te fac să te simți că ești iubită, știi? Și că eram nervos, știu, din alte subiecte și din alte motive. Asta nu are legătură că despre subiectul ce s-a întâmplat în gală. Înțelegi? Că eu n-am venit și poate nu m-ai simțit. Că tu mi-ai zis că nu, te-am văzut pe tine, că nu erai, nu m-ai ajutat. Păi eram nervos eu din alte treburi, înțelegi? Mi-am dat seama după aia. Și cu viața? Bine, ce? Place cu viața. Și voi doi? Ce? Ascultă-mă, nu, acum să vorbim serios. Băiatul ăsta nu poate să facă planuri cu tine pe viitor, poate pe săptămână. Dar nici eu. Normal. Tu, e normal să pună mâna pe tine să atingă. Adică dacă ar pune mâna pe tine, ar trebui să te îngrijorează. Da. Știi? Acum că el nu ți-a făcut gesturi romantice, trandafiri, petale. Nu e romantic. Că poate nu-i sfirea lui. Trebuie să apreciez că e sfirea mea, nu? Că nu-s falsă. Bine, da, foarte bine. Mă fac de ochii lumii. Bine. Da.
fiecare e caracterul lui. Așa e. Dar poate, cu timpul se poate schimba. Frumoasa mea. Uf, Doamne, ce dor mi-a fost de tine. Radu, cântă-mi pe aia. Frumoasa mea. Radu, ai pachete? Ți-ai băgat un pachete și șervețele aici? Să ne iubim ca doi nebuni. Dar de ce, ce ai mâinile? Pentru că am foarte mare emoție. Îmi transpiră mâinile când e lângă tine. De ce are așa? Unde? Când sunt în prezent, că ești. Nu, auzi, de fapt, l-a scupat lui în palme. Ei, ei, eu din palme, dar să-l vezi în altă parte. Acolo poți să vezi doar tu. Dar îți doresc să vezi asta? Îți dorești unde de noapte, Natalia? E cea mai frumoasă cunoaștere. Auzi, mă, dacă avea, bă, și acum, dacă avea unde-i noapte, cu ea te duce? Dar m-aș duce de înainte, dar dacă mai face cu ochiul, nu să-l mai propună. Vrei un... Acum fel de frate. Zice, vrei un... Radu? Da. Vrei la date? Unde? La lac. La lac cu ea. Pe gârlă. Păi e zăpadă, Radu, e frig, a înghețat lacul, nu contează. Da, pe direct. Cum te mai înțelegi iubita mea cu fetele acolo? Tot invidioase sunt pe relația noastră. Ai vrea să de la copcă cu ea? Aha. De la dăm la copcă? Da. Da. Să-i pun mămăligă nac? Ce? Ce? Dar nu, dar vă stă bine deja, că mă uit așa, da. Apoi chiar vă stă extrem de bine. Da, tu pari, știi cum par tu? Tu pari doamna, el e vagabond. Natalia, lasă-mi. Gen frumoasă și bestia. Sunt invidioși. Spune, ce auzi, zic fetele mai despre noi? Mai dă-i o cămașă de aia de ta, să mă uite-te, te rog, la mine. Doamne, ce ochi. Abia l-a călcat Nicoleta și tot ce poate. Da. Așa-i bun. Stai așa de când... Nu-i băga în seama. Ei nu văd conexiunea dintre noi. Poți să corectezi oricât. El revine la forma inițială. Da, Flavius, nu poate înțelege. Eu sunt tu, gen, și ea e Anca. Așa pare. Dar eu sunt doar acum fake, gen. Așa pare, exact. Ia, hai, voi doi faceți cuplul lor. Ia, ia, ia. Conexiunea noastră este unică, este... Conexiunea noastră este peste casa iubirii. Ce simt eu pentru tine este mult mai intens, mai profund. Și acum tu zi. Sunt reală. Dar sunt reală. Am toate armele. Să știi că eu... Dacă acum nu spun nimic, nu înseamnă că... Că nu simt. Nu! Nu mă interesează. Nu înseamnă că nu, exact. Nu, înseamnă că nu sunt supărată. Exact, nu înseamnă că nu sunt supărată. Băi, dar crezi că a greșit Flavius Anca? Că s-a văzut cu altă fată, crezi că... Crezi că simte ceva pentru tine? E ceva între voi? Da. Este ceva între noi, dar... Crezi că tu poți fi mai gelosă pe Flavius decât fata din apartament în momentul de față? Natalia, căprioara mea. Ce întrebare! Mea. Vreau să te ieși puțin la mine. Uite-te la ea, uite-te. Of, ce zâmbă, nu s-ai dar aici. Hai că fac eu cu voi. Era la un moment dat. Hai că fac eu. Bun, sper să o trimiteți pe Anca să fac eu cu Miradu, cu Natalia. Vă rog din sufletul meu. Să facem așa. Și voi doi. Era cum a fost Tom când l-a alergat pe Jerry și o prindea pe aia și ăla s-a pus în locul lui, s-a pus... O frază. Nu era așa? Nu era așa? Nu știu când a zis, Natalia, chestia aia ai făcut. Ai râs. Ce zici? Nu mai știu ce zici. Zici când ieșim de aici, nu o să... Nu, am râs, ori zici și au început și băieți să facă. Vrei doar o noapte. Păi... Au început și băieți să zică dumneavoastră de prostie și de-aia am râs. Acum, eu sunt ca un părinte acum. Ar fi și culmea să nu te vrei pentru o noapte sau pentru două. Totul se începe de la o noapte. Oricum, a fost discuția că ce planuri am eu după emisiune, să fac nu știu ce cu tine și din alea. Pe ce pot să planuri să am eu din așa mari, cum au ei sau alții după 6-8 luni sau cât au voi 6 luni, cazul și noi după o săptămână, nu? Clar că n-am putea să avem aceleași planuri ca și ei. Și-o pără logic. Să ai aceleași așteptări cum au ei. Nu, am îți dai ca la ei, știi? Dar normal, numai să se vadă dorința că îți dorești mai mult de atât. Adică... Mai încerc o dată. Nu doar să te rezumi la o noapte și atât. Adică intențiile tale să fie serioase. Normal, normal. Am fost afectată pentru că și eu, exact ca și tine, tu îmi iei stările mie și eu ți-au stările ție. Eu când am venit în casă, am venit cu o dispoziție foarte bună. Și când te-am luat în brațe și așa, tu erai nervos pe chestiile pentru tale, alte chestii, știi? Așa. Și eu, cumva, m-am retras. După aia a început Radu, că ai văzut că m-am dat de lângă tine, m-am așezat mai departe. Da. Te-am văzut că erai așa, da. Știi? Da. Ai văzut că eu n-am pornit subiectul, n-am început știu, eu n-am zis absolut nimic. Aia, da, și după aia a fost, m-am simțit ca și cum, ok... Eu te-am văzut pe tine și nervoasă pe subiectul ăsta și am înțeles că tu încă ești afectat pe tema aia. Nu m-a enervat că a trebuit iar să vorbim și iar să discutăm și așa. După aia Radu îmi zice că eu... Bine,